Dar vai, nu-mi vine să cred, două episoade de skincare ABC, unul după altul, ce se întâmplă. Rar, rar, dar asta este pentru că știți foarte bine, ne mutăm, împachetăm, așa că nu prea mai am foarte multe produse de make-up, nici n-am mai stat să mă machiez cum am stat eu astăzi, ca de obicei, așa că am zis că este cazul să vorbim un pic mai mult despre îngrijirea pielii. Și am plasat o comandă pe Look Fantastic și în cazul în care nu știți, Look Fantastic este un site care întrunește, într-unul singur, o grămadă de branduri mișto, atât de make-up cât și de skincare și multe altele. Sunt pe site o grămadă de branduri pe care nu le găsiți încă în România, în altă parte, ceea ce este foarte fain și, în sfârșit, mă bucur că avem acces și noi la aceste branduri atât de ușor. Comanda vine doar în câteva zile, se comandă super ușor, așa că vă recomand să aruncați o privire acolo și cei de la Look Fantastic au fost super mega drăguți și mi-au oferit și un cod de reducere de 20% pentru voi, care este INCHI20 și o să aflați imediat de ce este INCHI și nu altfel. Dar aveți 20% reducere, ceea ce este o super reducere faină, mai ales că găsiți niște branduri acolo, uitați-vă acolo, nars! Și ceea ce urmează să vă arăt. Hai să nu vorbesc foarte mult degeaba și să începem cu haul-ul și să vă explic câte puțin despre aceste produse. Dacă vă uitați la mine pe Instagram, deja știți cam ce o să vă arăt, însă am promis pe Instagram că o să explic mai mult despre ele și de ce le-am ales pe astea. Sunt o grămadă de produse pe care le vreau de super mult timp pentru că am auzit extrem de multe lucruri numai de bine. Și o să vedeți că mi-am comandat foarte multe produse de la brandul The Inkey List. The Inkey List este un brand care seamănă foarte mult cu The Ordinary Castile, așa, găsiți acizi și produse de skincare foarte simple, la prețuri super accesibile, adică nu cred că este ceva peste 85 de lei alea scumpe. În rest, la 35 de lei sunt produse, adică chiar sunt pentru toate buzunarele, pentru cei care sunt pasionați de îngrijirea pielii. Pentru calitatea ingredientelor, chiar prețul este super bun. Și o să încep cu primul produs. Acesta este un acid poliglutamic. Sună super dubios, n-ați mai auzit de acidul poliglutamic. Eu când am auzit despre ceea ce face, era efectiv să leșin. Este un ser. Ingredientul acesta cred că o să schimbe lumea skincare-ului din punctul meu de vedere și mă bucur că l-am găsit la un preț atât de accesibil. Acidul poliglutamic este ca acidul hialuronic, un umectant, dar este tata acidului hialuronic, este bunica, e mama lor, e șeful acidului hialuronic. Dacă acidul hialuronic a fost atât de lăudat și apreciat în lumea skincare-ului pentru că are această abilitate de a absorbi apa și de a-și mări volumul, ei bine, acidul poliglutamic face ce face acidul hialuronic, este un umectant, deci hidratează, însă de 5 ori mai mult. Deci este de 5 ori mai eficient decât acidul hialuronic. Sună incredibil, nu? Indiferent de tipul de ten pe care îl aveți, nu trebuie să vă lipsească hidratarea din rutina zilnică. Este foarte importantă pentru că aceasta va previne apariția coșurilor, îmbătrânirea și va face ca tenul să aibă un aspect sănătos în general. Scrie și aici că este best for everyone și în paranteză, seriously. Deci, serios, este bun pentru toată lumea. Acest produs se poate folosi atât dimineața cât și seara și pentru un ten uscat poate fi folosit și drept bază de machiaj. Un ten gras poate să folosească acest produs dimineața și peste se poate aplica un primer matifiant, dar este foarte bine că hidratarea va rămâne în interior. Hidratând atât de bine, puteți scăpa nu numai de riduri, dar și de inflamații, de roșeață, de aspect uscat, de un ten descoamat și multe altele. Așa că vă recomand acidul poliglutamic sau acidul hialuronic tot de la The Inkey List, care are o listă de ingrediente geniale. Din ce am înțeles eu de la doctori și din ce am mai studiat eu pe internet, The Inkey List are ingrediente mai bune decât The Ordinary și mai de calitate și la un preț asemănător. Încă un lucru pe care îl face acidul poliglutamic despre care am uitat să menționez este că are această putere nu numai de a atrage umiditatea, dar formează o peliculă peste piele și nu o lasă să mai iasă de acolo.
Așadar, nu se mai evaporă excesul de apă, ci va rămâne acolo în pielea ta pentru a o menține hidratată o perioadă îndelungată. Sună ca un ingredient minune și abia aștept să vă povestesc despre cum am înțeles cu acest produs, abia aștept să-l folosesc, sunt extrem de încântată, I love this shit, ok? Următorul produs pe care vi l-am comandat de pe Look Fantastic este tot de la The Inkey List și este o cremă hidratantă multibiotică, un fel de probiotic pentru ten. Care este scopul unui astfel de produs? Ei bine, exact așa cum ar trebui să luăm probiotice pentru intestine și pentru interior, la fel trebuie să ne protejăm și fața. Pe fața noastră, oricât de dubios ar suna, există o multitudine de microorganisme care ne protejează tenul de factori externi. Este această floră microbiană care la rândul ei are și ea nevoie de puțină protecție, în special de produsele agresive cu care mai poate intra în contact fața. Așadar, o cremă multibiotic cu probiotice ne va proteja această floră microbiană de pe ten, această barieră naturală a tenului nostru care există acolo cu scopul de a ne proteja. Știu că sună dubios, trebuie să protejăm bariera protectivă care are rolul de a ne proteja la rândul ei, însă mediul în care trăim noi astăzi nu mai este același cu care, ca cel care exista acum câteva sute de ani, acum poate zeci de ani. De aceea trebuie să facem un efort în plus pentru a-i aduce această protecție. Al doilea ingredient în lista de ingrediente este ceva ceea ce în engleză se numește inulin. Acest ingredient are rolul de a hrăni bacteriile bune care îți protejează fața. Cumva e ca și cum ai avea un animăluț pe care îl hrănești tot timpul. Are și 5% yogurten, care e un fel de pudră de iaurt, care este un probiotic care ajută ca aceste bacterii, ca această floră bacteriană bună să se mulțească, să crească. Și are și acid hialuronic, dar și heptapeptide 7, care împreună ajută la hidratare, precum v-ați prins. Deci și acesta, așa cum v-am spus, sună ca un produs minune, pe care eu nu l-am mai găsit în altă parte, așa că sunt extrem de încântată să-l încerc, ok? Apoi, tot la capitolul hidratare, mi-am luat o cremă de ochi cu retinol. În cazul în care nu știți și vreau să discut despre chestia asta mai târziu, mai în detaliu, retinolul este unul dintre top cele mai bune ingrediente care previn îmbătrânirea și nu numai că o previn, ci pot reduce liniile fine sau alte semne de îmbătrânire. Așa că o cremă de ochi care are retinol mi se pare cea mai bună variantă, pentru că în general n-ai nevoie neapărat de o cremă de ochi, în afară de crema ta obișnuită de față, exceptând momentele în care ai un ingredient de acest gen. Ceea ce mai spune este faptul că formula este făcută în așa fel încât acest retinol este aplicat sau este intră în piele foarte încet, în așa fel încât nu te poți irita. Pentru că retinolul este un ingredient care te poate irita la început, mai ales dacă nu l-ai mai folosit până în prezent. Trebuie introdus ușor în rutina zilnică, începând cu toamna. Abia aștept să vină toamna și să încep să îl folosesc. Și acest produs nu se folosește doar în zona ochilor, ci și în zona buzelor, exact unde apar acele linii fine. Mi-ar fi plăcut din aceeași gamă să-mi iau și crema de la Inkey List cu retinol și cea cu bakuchiol, care mi-e foarte greu să-l pronunț, care are același rol de anti-aging. Dar până la toamnă îl prind eu pe stoc și mi-l iau. Vi recomand și vouă cu drag. Și ultimul produs pe care l-am luat de la The Inkey List este un ser exfoliant cu beta-hidroxi. Am vorbit despre beta-hidroxi și serurile exfoliante în episodul 2 al acestei serii, așa că vă invit să intrați acolo să vedeți despre ce este vorba. Însă, acest produs este practic un acid salicilic care ajută pentru a scăpa de puncte negre și acnee. Eu nu mă confrunt nici cu puncte negre, nici cu acne, însă am ales acest produs pentru soțul meu, pentru Chiava, pentru că el întâmpină astfel de probleme. Eu o să-l mai folosesc foarte rar, pentru că mai apare câte un punct de grăsime și cel mai bine este atunci când aveți un punct de grăsime, nu să mergeți să-l extrageți, ci să folosiți un astfel de acid doar în punctul respectiv și veți scăpa de aceste puncte de grăsime.
În felul acesta, evitați extracțiile alea la cosmetică, care vă pot lăsa cu semne pe viață de foarte multe ori sau cu pete mari. Așadar, alegeți un beta-hidroxiacid și salicilic cum este acesta și sunt convinsă că dacă aveți un ten acneic, o să vă înțelegeți de minune cu un astfel de produs. Următorul produs despre care vreau să vorbesc este de la brandul Indeed și se numește Retinol Reface. Este o cremă hidratant care este fără coloranți, fără paraben, fără parfum, fără alcool, nu este testat pe animale, are tot tacâmul de chestii bune. Și este o formulă 3-in-1 care conține retinol, bakuchiol și o peptidă care seamănă cu retinolul. Ar trebui să fie mama anti-aging-ului. Te dai cu el la 20 de ani și o să arăți de 5. Pentru că, așa cum spuneam, și retinolul și bakuchiolul sunt considerate printre cele mai de efect și mai bune ingrediente în ceea ce privește anti-aging-ul. Pe deasupra uniformizează culoarea pielii, îmbunătățește hidratarea, liniile fine, elasticitatea, o face să radieze pur și simplu. Astfel de cremă poate fi folosită de către orice tip de ten, deci vă recomand cu drag să o folosiți de la toamnă dacă vreți să preveniți apariția ridurilor. V-aș recomanda să începeți să folosiți creme cu retinol după vârsta de 20-25 de ani, în funcție și de tipul vostru de ten. Deci abia aștept să folosesc pentru că vreau să fiu super tânără, așa că am înțeles că ăsta e mai fain decât The Ordinary, abia aștept să-l folosesc. Mai am doar două produse pe care le-am ales de pe Look Fantastic și următoarea este de la CeraVe și am luat-o de pe Look Fantastic pentru că în România nu se găsește. Este un produs de la CeraVe care la noi încă nu a apărut. Să știți că sunt multe produse care la noi nu există. Nicăieri pe farmacia, tei pe unde te uita, nu există. Dar l-am găsit pe Look Fantastic, este o cremă de ochi. Și eu v-am mai povestit despre produsele de la CeraVe, sunt foarte bune pentru că nu au alcool, nu au ingrediente iritante, nu au parfum, sunt foarte bune și prietenoase pentru orice ten, mai ales orice ten sensibil sau care este predispus spre acne. Din ce am înțeles, această cremă de ochi este printre puținele creme de ochi de piață care chiar fac ceva și am înțeles că este extrem de hidratantă, așa că îmi doresc să o alternez cu aceasta cu retinol. Momentan cât este vară o voi folosi pe această de la CeraVe. Dacă v-ați înțeles cu recomandările mele în ceea ce a fost CeraVe până acum, sunt convinsă că și asta o să vă placă, sunt convinsă că și mie o să-mi placă, deși nu am folosit-o până acum, pentru că nu are ce să fie rău și am văzut atât de multe lucruri de bine despre ea, încât abia aștept să o folosesc. Are 3 ceramide esențiale și acid hialuronic, deci cu siguranță va hidrata tenul incredibil de bine. Următorul produs pe care l-am luat de pe Look Fantastic este o cremă hidratantă despre care la fel am auzit numai lucruri bune. Este de la brandul care se numește First Aid Beauty și se numește Ultra Repair Cream. Scrie că oferă hidratare intensă pentru piele uscată și este safe pentru pielea sensibilă. Eu când aud hidratare intensă, fug în direcția aia pentru că am un ten uscat, însă sunt convinsă că orice tip de ten are nevoie de hidratare, așa cum am spus de 50 de ori pe parcursul acestui clip. Nu are parfum, nu are ingrediente iritante, nu are alcool, are tot ceea ce trebuie să aibă o cremă hidratantă. De asemenea, are ingrediente antioxidante și ceramide pentru a îmbunătăți bariera protectivă a pielii despre care eu tot vorbesc, pe care noi trebuie să o protejăm. Are ingrediente care sunt foarte bune pentru persoanele care au eczemă sau iritații pe piele, pentru că cumva tratează această eczemă și hidratează în profunzime. Am văzut că sunt oameni pe net care spuneau că le-a tratat roșeața și probleme de piele, așa că dacă aveți probleme cu piele descoamată, rozacee și așa mai departe, sunt convinsă că este o cremă care vă poate fi potrivită. Și prețul ei este în jur de 60 de lei, deci nu este atât de mult, având în vedere că aveți 56,7 grame, adică se va termina destul de greu, fiind atât de mare. Așa că dacă aveți un ten acneic sau care se recuperează de la acne, dacă folosiți acutan, roacutan, tretinoizi, sunt convinsă că această cremă este o alegere bună pentru voi, având în vedere că este atât de blândă cu un ten foarte sensibilizat. Și acestea sunt produsele pe care le-am ales eu de pe Look Fantastic, astfel ați aflat și cum îmi aleg eu produsele de îngrijire a pielii, ce ingrediente sunt minunate și foarte benefice pentru tenul vostru. Am vrut să vă fac așa un fel de haul, dar un haul cu foarte multă informație.
Nu uitați de codul de reducere INCHI20, o să-l las și în descriere ca să aveți 20% reducere pe site-ul Look Fantastic. Acesta a fost clipul de astăzi, nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut deja ca să fiți la curent cu toate noutățile. Apăsați pe clopoțelul de lângă butonul de abonare ca să vă anunțe YouTube atunci când postez ceva nou și nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook unde postez un alt fel de conținut. Mersi de vizionare încă o dată și ne vedem data viitoare, v-am pupat, pa, pa! So fast, oh.